A fost o zi importantă pentru absolvenții claselor terminale ale gimnaziului, care în urma înscrierilor finalizate săptămâna trecută, procedură făcută automat de către diriginții fiecarei clase, au avut de trecut astăzi primul examen serios din viața lor. Este vorba despre evaluarea națională, proba scrisă la limba și literatura română. Subiectele examenului sunt unice la nivel național. Din municipiul Reghin participă aproximativ 340 de elevi, pentru buna desfășurare, școlile din Reghin și din zonă și-au ridicat subiectele de la cele trei centre de comunicare aflate la școlile gimnaziale Augustin Maior, Alexandru Ceușianu și Florea Bogdan. De centrul Augustin Maior aparțin școlile gimnaziale de la Beica de Jos, Lunca, Băița, Ideciu de Jos, Solovăstru, Jabenița, Chiheriu și Urisiu. Următoarea probă la limba și literatura maternă va avea loc mâine, în data de 26 iunie, iar la matematică se va desfășura pe data de 27 iunie. În zilele examenelor scrise, elevii trebuie să fie în sala de clasă cu cel puțin o jumătate de oră înainte de începerea testării. Încăperile vor fi dotate cu camere de supraveghere, examenele vor începe la ora 9.